nu mă așteptam. Super! Super! Startul sezonului distracțiilor pe Goa s-a dat, și nu simplu, ci cu oaspeți de onoare. Proiectul rusesc Moonbin. În Rusia ei ar fi un fel de frații bivola noștri. Comparația se reduce doar la faptul că sunt doi frați care fac muzică. Trans, de altfel. Băieții ocupă poziția a 76-a în topul celor mai buni 100 DJ din lume. Clasament făcut de către revista DJ Magazine. Totuși, la petrecerea din weekendul trecut, a mixat doar unul dintre frați, cel de-al doilea. Pe unde a rămas? Și-a uitat pașaportul acasă? Мой брат, Павел, мы играли с ним, выступали. Anul trecut am evoluat pe aceeași scenă cu Tiesto. Acum fratele mixează iarăși în warm-up-ul lui Tiesto, tot în Ucraina. Uite că Moonbin ne dovedește că poți prinde doi iepuri deodată. Și în warm-up la Tiesto și în Moldova să mixeze. Și știm noi de la cine au învățat ei această tactică. De la Above and Beyond, doi dintre DJ mixând, iar al treilea înregistrând în studio. Și dacă tot veni vorba de mari DJ, oare frații din Moonbin nu vor să se apropie de aceștia și să ocupe un loc mai bun în clasament? Как таковой цели подняться в топе у нас нет. Сам факт попадания. Scopul nostru nu este cel de a ocupa poziții mai bune în top. Faptul că noi am nimerit în acest top este important, deja locul nu mai contează. Să fim în primii 20 ar fi frumos, dar nu aceasta este scopul nostru. Noi punem preț mai mult pe turnee și pe lucrul din studio. Больше гастролей, больше работы, больше реализации каких-то идей. Ei, DJ-ii ăștia și modești și politicoși. Ai zice că sunt bărbații ideali, dacă ar mai sta și nopțile pe acasă. Apropo, cum te vă rabde soțiile știind că noaptea sunt înconjurați de fete frumoase? Nu e nicio problemă, soția mea e fotograf și înțelege tot. De fapt, chiar mă încurajează. Evident că ne mai interesează ceva. De fapt, poate cel mai important. Când, cum și cu cine veți mai colabora? Căci știm că ați lansat piese cu voci sonore din lumea muzicii internaționale. În curând vom lansa niște remixuri bune, dar încă nu pot face public numele implicate în proiect. Dacă e secret, secret rămâne. Totuși, să nu o lungiți mult, căci clubberii noștri așteaptă produsul vostru. Dinară, sunt mulțumit de DJ-ul care cântă în spate. Sper că vedeți singuri atmosfera creată. L-am avut de ales între două eventuri, dar cred eu că top DJ 100 merită. Привет, электронный проект Moonbin. Привет, Smooth TV Moldova.